naționale a românilor de pe Cigureanu, al cărei președinte este dreapta mea, domnul Plăzit Nisipeanu. Doresc, dar în același timp mai vorbesc într-o calitate, și anume aceea de un prieten de nădejde al domnului Mihai Prepeliță. Și consider că poate cuvântul meu, în primul rând, înseamnă prietenia manifestată față de domnul Mihai Prepeliță, oricând, la orice oră și în orice situație. Trecând însă, îmi spunea Coroian cu Caragiale că toți suntem în anul Caragiale, trecând la chestiune, vă rog să-mi permiteți să spun doar câteva cuvinte, chiar dacă o să vorbesc puțin mai mult decât distinsul domn Ceostroiu. Și eu încă de un deget. Dar depinde dacă se spune la un moment dat, dacă la pahar apropoți că dacă de un deget așa sau de un deget așa. Nu se știe. Bun, scuzați-mi acea postare, sunt glume, românii s-au născut glumeți și vor muri la fel. Bine. Da, bun, bine. Am înțeles și subscriu și la ceea ce ați spus dumneavoastră. Continuând, doresc să spun câteva lucruri numai. Și anume, în permanență vorbim despre Basarabia. În permanență vorbim despre Republica Moldova, vorbim despre o unire mai devreme sau mai târziu a Republicii Moldova cu România, patria mamă. Nu trebuie însă niciodată să uităm că, așa cum spunea, dacă nu mă înșel, domnul Balan sau numai în orice caz unul dintre antevorbitori, nu trebuie uitat că Basarabia înseamnă și Bugeacul. Nu trebuie uitat în același timp că, din nefericire, istoria a pus o pată destul de neagră în ceea ce privește ca atare existența acestui popor român, și anume aceea că suntem la ora aceasta singura națiune, ca să nu spun singura țară, suntem singura națiune care nu am beneficiat încă de pe urma înlăturării acelui odios pact Molotov-Ribbentrop. Ca urmare a pactului respectiv, care trebuie știut că el a fost denunțat chiar de istorie, și aș vrea să cred că nu greșesc, chiar de în ultima etapă, ca să spun așa, a existenței sale, efemere totuși, Sovietul Suprem atunci a denunțat acest pact. Dacă astăzi țările baltice sunt țări de sine stătătoare, fac parte din comunitatea europeană, dacă toate celelalte consecințe ale pactului au dispărut, România a rămas în continuare sub imperiul acestui pact odios al Molotov-Ribbentrop. Și trebuie să o spun cu tărie un lucru, și anume acela că se uită un lucru esențial, că în această epocă post-revoluționară, de la Petre Roman, primul prim-ministru, și până la Urcureanu Răzvan, ultimul, care este astăzi în scaun, nici unul dintre aceștia n-a manifestat nici cel mai elementar interes pentru a încerca să se facă de asemenea natură, încât odată pentru totdeauna să înceteze această discriminare, ca să spun așa, a românilor de o parte și de alta a Prutului. Dacă în ceea ce îl privește, și spun clar, în ceea ce îl privește pe distinsul domn ultim prim-ministru Urcureanu Răzvan, poate încă nici nu putem să-i cerem mare lucru acestuia, pentru că de-abia s-a înscăunat, este adevărat, acolo. Poate un prim pas din acest punct de vedere al domniei sale înseamnă acea întâlnire de acum câteva zile care s-a desfășurat la Iași între guvernul român și guvernul din Republica Moldova. În orice caz, un amănunt este semnificativ, și acela că nu a interesat pe nimeni din conducători și de la președintele Iliescu și până la președintele Băsescu, niciunul dintre aceștia nu au manifestat nici cel mai mic interes. Ceea ce însă m-a frapat cel mai mult din acest punct de vedere este acea, eu zic, istorică, cuvântare istorică între ghilimele, evident, a președintelui Constantinescu, care atunci când a încheiat pactul când a semnat tratatul cu Ucraina, tratatul, am greșit, da, scuzele de rigoare, tratatul cu Ucraina a spus un lucru inimaginabil, că sunt anumite situații în care trebuie să facem compromisuri. Cu pământul românesc nu se face compromisul și nu se vor face niciodată compromisul. Iar cine spune așa ceva este trădător de țară și vânzător de leac, din punctul meu de vedere. Niciunul dintre președinți nu era român, toți erau aloceni. Constantinescu, dacă vreți, el a fost născut la Tighina. Bine, dar nu discutăm acum aspectele acestea, deja exced cadrului acesta. Mă rog să-mi permiteți, da. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să nu uităm niciodată niște versuri ale lui Coșbuc, care în asta celebră poezie lui evrei pământ, ce a spus Coșbuc atunci este cu atât mai mult valabil acum. Pământul nostru e scump și sfânt și el îi leagă și mormânt. Pământul nostru e scump și sfânt și el îi leagă și mormânt, nu numai acesta care este astăzi între fruntarile țării, și pământul bucovinean de sus, tocmai de pe Ceremuș, este tot pământ românesc și mai devreme sau mai târziu va trebui să revină la România. Și pământul Buceacului este tot pământ românesc și mai devreme sau mai târziu va trebui să intre între fruntarile noastre. România a fost, este și va rămâne aceasta care o aveți aici pe cele două hărți. Nimeni nu poate să facă compromisul cu pământul nostru. Eu, din punctul meu de vedere, o spun cu toată convingerea. Nu trebuie uitat un lucru, ce o fac, mărturisirea publică. Evident, sunt din moși, strămoși, bucovineani. Și apăr pământul românesc deopotrivă și pentru Basarabia și pentru Bucovina. Pentru mine nu înseamnă Bucovina una și Basarabia alta. Pentru mine înseamnă Bucovina și Basarabia una singură, România. Și România trebuie să existe mai devreme sau mai târziu. Vom avea oare, întrebarea este retorică, evident, distinsa asistență. Oare vom avea vreodată oamenii care vor avea curajul să ridice vocea chiar la cele mai înalte instituții europene, la ONU, la CEDO și, indiferent, nu mai nominalizez acum, să ridice odată glasul pentru totdeauna și să spună clar, Bucovina a fost, este și va rămâne românească. Basarabia a fost, este și va rămâne românească, Bugeacul este și va rămâne românesc, totul este românesc. Trebuie să fim români până la adânci bătrâneți, până ne vom duce în lumea îngerilor și dincolo de aceasta moșii, strămoșii și urmașii noștri, pardon, tot același lucru trebuie și tot același sentiment trebuie să le aibă. Dar revenind de această dată la motivul acestei, scopul, pardon, acestei adunări, trebuie să spun un singur lucru. Noi trebuie, din suflet, din inimă, trebuie să mulțumim, în primul rând, părinților domnului Prepeliță, că a adus un asemenea om pe pământ românesc, că au dat naștere unui asemenea om pe pământ românesc. Și e slavă părinților și întotdeauna o deosebită, știu eu, un deosebit respect pentru părinții domniei sale, dar în același timp trebuie să-i mulțumim și bunului Dumnezeu, pentru că a dat în România un asemenea om. Și dacă spun eu încă un singur lucru și am încheiat, dacă avem astăzi tot felul de statui, mai mult sau mai puțin importante, chiciuri în realitate, în legătură cu sportivi care au luat și ei o medalie olimpică, nimic de zis, este meritul lor atunci, dar au luat o medalie olimpică și au statui de zeci de metri și oameni în viață și sportivi în viață, oare de ce? Întrebarea este retorică. Răspunsul va veni în consecință mai târziu. Oare de ce Mihai Prepeliță, căruia, din punctul meu de vedere, îi doresc din tot sufletul succesul corespunzător pentru ca să fie alături de George Din Palade, al doilea român care va primi premiul Nobel. Va fi o mare cinste pentru România, o mare cinste pentru noi toți care ne simțim români. Și pentru că vorbeam de statuie, cu aceasta am încheiat, oare un om în viață, Mihai Prepeliță, merită sau nu merită la rândul domniei sale o statuie, nu un bust, o statuie a unui om în viață? Le merită cu priciosire. Vă mulțumesc să